acesta la ediția 5-a. Ne amintim că în anii precedenți au fost pe această scenă artiști și ansambluri de seamă din zona Moldovei și Bucovinei. Traian și Valeria Ilia, 2017, au urcat pe scena festivalului Haiducilor și au încins hora din Poiana lui Vasile cel Mare. Și în ochi ne-aruncă spinii și ar vrea să fim de plâns. Nu mor caii când vor câinii, spune o vorbă într-adins. Foaie verde mă cieși pe munte, în grințiești, șade Vasile cel Mare, capitanul cel mai tare. Cugetași în jurul lui fac roată focului și cu buciul pereche ei. Mihai Ștefan, porvine, română națiune, ai voștri strănepoți, ai voștri strănepoți. Buză verde, foi mărunte, codic cu cărări bătute, alergă dorul la tine. Cu somnul treaz din când în când, în pipele momita fum, trecă-mple din noaptea în roți, cu caii ruginiți de drum. Cu somnul treaz din când în când, în pipele momita fum. La sărbătoarea Grințieșului, cu un meșter popular, un artizan de altfel, care a venit aici nu neapărat să vândă produse, cât să le prezint. Transmite la alte persoane din unul în altul, din gură în gură. Cum... Dumneavoastră ați moștenit acest talent sau ați pornit? Am pornit într-o glumă. Am făcut prima dată un leagăn așa de pasiune pentru mine. După aia a venit cineva la Ambănucos că îți face altul și mi-a dat idei. Nu faci mese, m-a întrebat persoana, nu faci una, nu faci, și eu tot am făcut și mi-o... Bună ziua! Arătați ca un haiduc. Mulțumesc, mulțumesc frumos. V-am văzut pe scenă. În ciuda, să-i spunem așa, greutății, v-ați mișcat senzațional. Mulțumesc, da, am antrenament, dansez de mic și am fost muncit de mic. Bună ziua, doamna primar! Bună ziua! Ce faceți? Ne organizăm, ne bucurăm împreună cu oamenii. Da? Da. Și noi cu dumneavoastră. Dar poate ne spuneți dacă sunteți mulțumită de ce e aici. Foarte mulțumită. Văd oamenii atât de bine dispuși, o bucurie pe fețele lor. Ce faceți aici, domnilor? Tradiționalul balmuș moldovenesc. Și la câta, la câta, la câtelea căzănică sunteți? Astăzi? Nu, și ieri și azi. La 5-a. 5-a, 6-a. Daniel Diaconu, profesor, organizator, istoric și șef de asociație, sufletul viu al acestei manifestări. Bună ziua! Bine ați venit la noi. Bună ziua! Bine v-am găsit. Povestiți-ne, într-un minut, cât de bine vă simțiți? Suntem bucuroși că suntem la 5-a ediție. Am reușit să o facem și în timp de pandemie anul trecut. Anul ăsta un aflux foarte mare de populație. Am înțeles că sunteți asistent aici. Da, sunt asistent manager la cea 1 cu fasole cu ciolan. E o mâncare specifică. Specifică României, pentru că fasolea ne-a crescut în ultima 100 de ani. Așa, e făcută cu ciolan afumat de porc, cu ardei gras și ardei capia. Avem cu pastă de roșii, sare, piper, foc. Foc din belșug cu vreascuri ca să nu tăiem pădurea. Numai... Opa,
deja plecai, picură din cer, opta lui Mihai, merdele lui Ler. Peste șapte cai, picură din cer. Te mai duci așa, cu mata nu te prea lasă, crâși mă, e nimeni să te urmă. Muța și-ai din mare, ți-ai făcut bani ca brani și-ai lăsat mult din bărani. Mă fac ce nu mă așa! Vino sus în poieniță și-o păzit urmă de oi, noaptea amândoi. Mă, foaie verde, plop uscatul, plânge Ardealul și Banatul. Mă, frumoasa vârstă de 97 de ani. Arză-te focul butâi, bă mult sub băraz mântâi, arză-te focul.